ele, profit de aceste poezii, rugăciune, să le închin și eu, dar să preiau și din sufletele dumneavoastră, că sunt convins că doriți, rugăciunea pentru pacea în aceste două zone pe care le cunoaștem în mod particular, care este atât de necesară. Mulțumim! Mulțumesc din suflet conferențiarilor care ne-au informat și ne-au luminat. Mulțumesc artiștilor care ne-au încântat și care mi-au stârnit de gelozia. Să fiu sincer că toți cei care au prezentat aici cu siguranță au muncit, dar au fost aplaudați mai mult și decât munca noastră. Se vede că frumosul întotdeauna cucerește. Mulțumesc foarte mult gazdelor și îl rog pe domnul director al Casei de Cultură, Ilie Petrovici, să se apropie spre noi. Mulțumesc mult colaboratorilor cu care am organizat acest eveniment, preoți și tehnicieni. Îi mulțumesc și părintelui Ionuț Blidar, care a prezentat, dânsul nu știu dacă s-a autoprezentat, dar îl prezint eu, este preot de copacului la Dumbrăzița. Și dacă eu se fac un pic de reclamă, dar e de fapt adevărat, a obținut prin studiile dânsului doctorale un premiu unic în biserica noastră greco-catolică. În continuare, vă invităm la ieșire să serviți din cele pregătite pentru trup în atriul teatrului și în timp puteți să vizionați, așa cum s-a spus deja, din lucrările părintelui protopop Radu Roșu, din fotografiile istorice care au fost pregătite de domnul Gaidoș, și niște piese de muzeu inedite pe care puteți să le vedeți expuse, piese de muzeu din Muzeul Episcopiei Greco-Catolice, tot aici în atriul teatrului. Pe cei care puteți, vă așteptăm cu drag mâine la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrală. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Am depășit și ne cerem scuze cu o jumătate de oră programul nostru. Și la mulți ani, Eparhiei de Lugoș, la mulți ani nouă tuturor și fiindcă se apropie Sfântul Crăciun, sărbători fericite tuturor! Acesta este un dar de suflet, este Biblia de la Blaj, pe care îl oferim Teatrului Traian Grozăvescu din Lugoș. Este vorba despre ediția jubiliară republicată în anul 2000 și tipărită la Vatican. Este Biblia lui Samuel Micu, din 1795, a doua traducere a Sfintei Scripturi tipărită în limba română, cu litere chirilice, așa numită Biblie de la Blaj. Această instituție, teatrul care ne găzduiește aici cu generozitate și pentru care sunt foarte recunoscător, promovează cultura și în această instituție se face artă. De aceea are aura unui templu, fiindcă aici se atinge deopotrivă sacrul și sufletele. Și de aceea se cuvine, am considerat că se cuvine ca în tezaurul acestui templu să fie păstrată Sfânta Scriptură. Vă mulțumim, o după masă liniștită și invit pe domnul director să primească acest dar. Gata, lăudați să fiți.